de denivelări, terenul este acoperit cu iarbă, însă mingea sare mult și aiurea. Probabil că formația care va încerca să construiască, dar acum este unul la care scrie Bogdan Stancu. Mare greșeală în defensiva Astrei. Iată o pasă proastă trimisă în centru și spre propriul portar este transformată în gol de către Stancu, jucător cu o prezență de spirit în fața porții de remarcat. Da, a fost o greșeală a lui Oprsal, era vrut să degajeze, iată momentul, mingea a fost respinsă de Cristi Tănase, o deviere fericită pentru Bogdan Stancu, portarul Miron nu poate interveni. Din degajarea greșită a lui Oprsal, balonul a ajuns în fața porții și Bogdan Stancu a deschis scorul. E adevărat că ploieștenii n-au putut ieși din acea încercuire și Astra este condusă cu 1-0. Interesant. Am văzut Arsenalul în acea situație și acum un șut de la distanță. Zapata a avut emoții, până la urmă mingea trimisă de Takayuki a trecut pe lângă poarta. Aceea este poarta lui bunică, dacă vă mai aduceți aminte, poarta la care fostul jucător al Gloriei Buzău a marcat un gol care a declanșat un adevărat scandal în Ghencea în urmă cu 3 ani. Gol care am putea spune că a luat un titlu Stelei. Da, da, a salvat Gloria Buzău de la retrogradare în acest sezon. Mai mult, Andrei, încheind acest subiect cu lui Bogdan Stancu. Acum Golanski, urcat în atac, îl devansează pe Rade Coprusal. N-a început meciul Rade Coprusal, trebuie să-l anunțe cineva, iată-l și pe Capetanos. Ocazie importantă de gol. Ocazie importantă de gol pentru Steaua la scorul de 1-0. Din nou Oprsal a ieșit din joc, s-a eliminat și Capetanos a primit absolut singur balonul în careu, meritul important că scorul este doar 1-0 în acest moment. Îl a fost jucător mai mare ca mine. Da. Într-adevăr. Stan a executat cornerul. Zapata are probleme, este bară la poarta Stelei. Mingea este trimisă din nou, acum de la distanță. Strătilă a fost cel care a trimis acest balon care a trecut pe lângă vincul porții lui Zapata. A doua ocazie importantă la poarta Stelei, eroarea lui Zapata care iese prost din poartă. Mihalache reia cu capul în bară, de unde mingea sare la spre jumătatea terenului, fiind reluată de Strătilă pe lângă poartă. Încă o dată bara lui Mihalache. Șansa l-a salvat la această fază pe portarul columbian, care a ieșit greșit, minge trimisă în 6 metri. Dacă ar fi nimerit spațiul porții, Steaua ar fi fost egalată. Intervenție tare, jocul a fost lăsat să continue de centralul vâlcean. Cristi Tănase intră în careu, n-are cu cine juca, ține mingea și ridică acest balon pentru Arman Caramian. Gol! A doua partidă consecutivă în care Arman Caramian înscrie pentru Steaua. Al treilea gol înscris de Arman Caramian pentru Steaua și de reținut că și de această dată pasa vine, de această dată în mod voluntar, voit, pasa vine de la Cristi Tănase. Mulțumire pe echipul lui Mihai Stoichiță, cel care a fost aplaudat la pauză. Iată intervenția lui Golanski. După părerea mea este fault această intervenție la Vădrariu. Mingea apare în cadru după ce picioarele lui Vădrariu sunt secerate. Aceasta este faza golului, fază venită după acel acroșaj al lui Golanski. Eu cred că a fost fault la mijlocul terenului. De acolo a plecat Arman Caramian, de această dată în rolul pasatorului. Capetanos pentru Cristi Tănase. Se bazează atât de mult pe piciorul drept. A încercat o execuție spectaculoasă cu exteriorul către vincul din dreapta porții apărate de Miron. Capetanos ca un pivot face un stop foarte bun acolo. Nu știu, să știi că mult altruist, pentru că un alt atacant care...